Ei bine, ți-am spus ora trecută că vom avea un invitat special. Vom vorbi despre tainele feminității, vom vorbi despre chip cu Suada Adachi. Bună ziua! Bună ziua! Cum te simți tu la noi, la Brașov? Întotdeauna extraordinar de bine și vin cu mare drag mereu aici la voi în Brașov. Și mai ales că vine vorba despre citirea chipului și analiza oamenilor după trăsăturile faciale. Aici în Brașov întotdeauna avem foarte multe persoane cu care putem interacționa pe acest domeniu. Trebuie neapărat, deci neapărat să ne explici exact cum stă treaba cu expresiile faciale și cum îți dai tu seama până la urmă dacă cineva te minte, de exemplu. Am înțeles. Ca să facem puțină lumină în ceea ce privește această tehnică de citire a chipului pe care eu o țin în toată România, microexpresiile faciale, limbajul trupului, așa, comunicarea non-verbală, paraverbală și chiar verbală, ține foarte mult de ceea ce se întâmplă într-un anumit context. Adică, în momentul când oamenii stau și interacționează la o masă undeva sau stau împreună, într-un anumit context, acolo se analizează microexpresiile faciale și limbajul trupului. Partea cealaltă, legat de fizionomie, cu ceea ce eu mă ocup în mod special, se analizează fiecare trăsătură în parte, luată separat, și anume culoarea ochilor, forma buzelor, forma nasului, textura părului și așa mai departe, tot chipul. Și atunci ele împreună, mână în mână, se poate trasa un tipar comportamental. Și cum ne putem da seama despre o persoană când ne minte, există după limbajul feței anumite gesturi sau mimici. Doamnelor și domnișoarelor, atenție că aflăm când ne minte bărbații. Da, și după chip se vede dacă are potențial foarte ridicat, adică după trăsăturile faciale, cam cât de mult, în cazul acesta, dacă asta a fost întrebarea, cât de mult poate disimula sau fi creativ, ca să zic așa mai frumos, până le ajunge să mintă foarte mult. Dar despre expresii vom discuta noi puțin mai târziu. De asemenea, un alt subiect pe care o să-l abordăm este feminitatea, tainele feminității. Cum ne dăm seama că o persoană este feminină? Pentru că nu ține doar de păr sau de rujul roșu. Despre cât de multe taine poate să aibă o femeie frumoase în viața ei, adică bucurii, împliniri, care știe să le păstreze numai și numai pentru ea, aceasta face ca o femeie să aibă un iz sau un aer de feminitate, indiferent de coafiură, indiferent de machiaj. Dar astăzi foarte puține femei mai cunosc această artă de a păstra o taină numai pentru ele, care să le confere așa o foarte multă eleganță în tot ceea ce ține de vorbă, de port și de manifestarea ei în societate. Trebuie să recunosc, sunt puțin curioasă, cum ai ajuns tu să înveți despre toate aceste lucruri? M-am înconjurat de femei. Când spun femei, mă refer la femeia care este împlinită atât din punct de vedere emoțional, psihic și, ca să spunem așa, integră fizic, adică se simte foarte bine în pielea ei, și de la ele am învățat, pentru că mi-am permis să îmi recunosc când eram foarte tânără că într-adevăr am nevoie din fetiță să devin chiar femeie și înveți de la femeile adevărate să devii o femeie feminină. Dar cine te-a inspirat cel mai mult? Cel mai mult m-a inspirat mama. Mamele noastre, trebuie să le mulțumim pentru asta. Și eu am fost inspirată tot de mama mea când vine vorba de feminitate, atât cât se poate. E așa, dar avem aici deja o concluzie, și anume că ține foarte mult de mama aceea sau de femeia aceea care ia sub aripa ei, să spunem, un alt copil, fie femeie, fie bărbat, mai ales în cazul acesta o fetiță, să poată ea întâi să fie educată și să aibă cultură generală și să știe să inspire prin propria ei prezență, nu impunând, feminitatea. Deci, cumva fără brutalitate. Da. Nu intrăm cu bocanci. Nu, întotdeauna o mamă, când știe să-și respecte propria ei feminitate, să aibă grijă de ea, să se simtă împlinită și cu stimă de sine foarte ridicată, fetița o copiază. Devine exemplu. Un exemplu, da, decât mama să caute un exemplu de feminitate acea fetiță în societate, în vedete, nu neapărat că ar fi asta grav sau greu sau ceva urât, dar prima ta femeie cu care ai tu contact, ca fetiță, în acest caz e mama ta, și atunci, mamelor, eu vă recomand să învățați aceste taine ale feminității. Dar cumva, oricum, a apărut o problemă când discutăm despre modele. Da. Pentru că avem, de exemplu, trebuie să fii foarte slabă sau trebuie să ai părul foarte lung. Și cumva ajungem să ne gândim că aia e de fapt corect. Eu am foarte mulți prieteni și preponderent bărbați. Și eu când stau de vorbă cu bărbații sunt foarte sinceri și mi-au spus foarte clar ce consideră ei feminitatea în adevăratul sens al cuvântului, și repet, cu bărbați.
Și aici cred că oamenii înțeleg la ce mă refer când pun amprenta pe cuvântul bărbat, la fel cum pun amprenta pe cuvântul femeie. Deci, cumva avem un chestionar. Da. Și vom discuta despre asta după o piesă foarte, foarte faină care se numește Fresh Eyes, e semnată Anti-Grammar. Avem și o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu Suada. Rămâi pe frecvență! Și ne-am întors alături de Suada și discutăm acum despre feminitate. Da. Despre cum în societatea actuală femeile tind eu să cred că au uitat să fie feminine. Și în cazul ăsta, cum putem recupera feminitatea? Nu e nevoie de recuperat în mod special, așa consider eu, și asta e doar, evident, doar părerea mea, ci cât de mult poți din nou să conștientizezi că ea există acolo și ai lăsat-o puțin deoparte, crezând că dacă copiezi pe alte femei sau alte stiluri, asta te va împlini pe tine ca femeie. Să știi că stilul personal întotdeauna va rămâne la modă. Din toate punctele de vedere. Unicitate. Gestul tău unic, emblemă. Că sunt femei care au un gest emblemă. De exemplu, uite, acum nu e vorba de o femeie aici, dar Michael Jackson avea un gest emblemă. Uite, Marilyn Monroe, când vezi întotdeauna o doamnă care stă pe o gură de aerisire, un canal și suflă aerul de desubt, se ridică rochia. Scena clasică. Îți amintești de ce? De un gest emblemă al lui Marilyn Monroe, da? Eu întreb deseori femeile, tu ce fel de gest ai al tău specific care nu te va uita nimeni niciodată? Probabil că ridici sprânceana aceea într-un fel sau pentru că ai o voce foarte senzuală, poate că ai un râs clipitor. Care e gestul tău când pleacă acel bărbat vreodată de lângă tine? Dom'le, mi-e dor de femeia aia pentru că avea zâmbetul acela, făcea nu știu cum cu ochelarii și așeza așa pe nas, într-un fel anume un gest emblemă se numește. Unul care te definește toată viața. Cumva trebuie să construim acest gest emblemă, să ne vină pe moment, să fie al nostru. Este deja acolo, în urma unor, să spunem așa, dar evenimente. Dar nu e cizelat. Da, unor evenimente din viața ta apar anumite ticuri nervoase, să spunem, sau niște gesturi ale tale. Unele sunt chiar de prost gust, să spunem așa, da? Altele sunt foarte interesante. O femeie nu trebuie să fie frumoasă, că frumusețea trece. Frumoasă oricum e ea, ca ființă. Femeia există, nu este femeie, vorba lui Iglesias, ci femeie nearanjată. Exact. O femeie va trebui să învețe să fie interesantă. Și acum, înainte de emisiune, acum în pauză discutam cu tine o chestie foarte, foarte faină. Și anume ce? Că o femeie își validează feminitatea nu prin câte capete poate să răsucească pe stradă, prin vestimentația ei și prin felul cum arată. Pentru că dacă așa stă vorba și așa stă ideea în sine, atunci înseamnă că putem face foarte multe lucruri ca să răsucim capete pe stradă și nu asta ne va valida nouă feminitatea. Ci pentru mine, cel puțin, din tot ce am învățat și din toate tainele pe care am putut să le strâng în viața mea, am considerat și am observat că o femeie își validează feminitatea pe cât de iubită a putut să se facă, mai ales de către acei bărbați pe care ea i-a iubit sau de către acei bărbați care ea a considerat că sunt bărbați, să zice, merituoși să le acorde ea atenția. Și atunci acea femeie se simte foarte feminină dacă a reușit să se facă iubită, mai ales de propriul ei bărbat pe care ea l-a ales. Dar un bărbat nu caută foarte tare să-și valideze masculinitatea, aici vorbim masculinitatea sa, de bărbat neapărat pe cât de iubit a fost el. Și apropo de asta, din foarte multe discuții cu bărbații am observat că bărbatul iubește cu adevărat, dar cu adevărat așa, o singură dată în viață. O singură dată, își deschide sufletul complet. Ce facem în cazul în care, de exemplu, bărbatul are, hai să spunem, 30-35 de ani, facem așa, anamneza. Așa. Și deja a iubit. Și relația nu a funcționat. Și apar tu în relația respectivă. E o altă iubire. Te va iubi și pe tine, cea de acum, din prezent,
dar întotdeauna, undeva la nivel subconștient vorbim aici, din punct de vedere psihologic, va exista întotdeauna o nostalgie acolo sau o comparație, da? O nostalgie că totuși, dar ceva va căuta în comun cu ceea ce a fost o mare iubire, dacă când a fost bine, mă refer, în actuala parteneră. În schimb, femeia, prin natura ei, din scrierile foarte vechi legate de feminitate, de yin și yang, femeia este cum? Flexibilă. Ea e ca o noapte. O noaptea nu vezi ce se întâmplă. Trebuie să vină luna ca să lumineze cumva așa drumul tău sau cărările tale întunecate printr-o pădure. Și atunci femeia cumva este ascunsă. Ea își deschide sufletul de enorm de multe ori în viața asta, dacă asta vrea ea. De aceea foarte puține femei mai reușesc să-și deschidă sufletul de teamă că dacă voi iubi din nou, nu-și vor putea recupera acel suflet, dar vă anunț, doamnelor, că noi avem, dacă vreți așa, o capacitate imensă de a iubi, acea iubire necondiționată, de foarte multe ori, în mod diferit și cu toată dăruirea, fiecare bărbat care apare lângă noi și ne respectă ca femeie și ne validează acea feminitate prin iubirea care el ne oferă. Doar că în cazul bărbaților, ei se vor simți foarte bărbați, ca să spun așa, în momentul când acea femeie, cum am discutat la un moment dat chiar și afară, vorbeam de un elastic, nu? Că bărbatul e ca un elastic și femeia e ca valul. Eu m-am gândit așa că femeia e ca un elastic, da? Să zicem așa, dacă ne imaginăm cum arată o praștie, da? Da. Este elasticul acela din interiorul praștiei. E, acolo este femeia și în momentul când ei, să spunem așa, o pietricică sau o piatră frumoasă, să considerăm că acela este simbolul masculin sau bărbatul, da? Și tu ca femeie tot întinzi elasticul, tu ești foarte elastică, dar ai o foarte mare forță pentru că tu poți să fii cum? Maleabilă, elastică. Intri pe ușă și ești pe ușă, ești pe geam, ca idee, sau poți să fii cum vrei tu, e artista, da? E cameleonică femeia și în momentul când tu întinzi acea praștie, ai grijă unde lansezi piatra ca să nu se rupă ori praștia, pentru că așa de mult ți-ai întins tu toate capacitățile tale și ai tolerat poate mai prea mult din tot ce înseamnă femeia din tine și în același timp ai grijă unde lansezi acea piatră, către ce? Către o țintă sau doar așa în ceruri? Doar pur și simplu pentru că așa ți-a plăcut ție să abuzezi masculinitatea unui bărbat. Pentru că sunt femei care știu să respecte bărbatul, dar sunt femei care vor să-l schimbe complet. L-am luat, l-am băgat în praștea mea și l-am lansat doar pentru că mie mi-a plăcut acolo că strălucește o pasăre și atât, fără să fie un scop în comun. Deci cum l-ai luat, așa-l păstrezi. Da, fiecare bărbat din viața ta este alegerea ta. Bărbatul și-a făcut datoria lui și el te-a ales. Când te-a văzut, a venit la tine, te-a întrebat, vrei să vii la o cafea, vrei să fii soția mea, dar ultima alegere... Iar noi am fost cele care spunem da, da sau nu. Nu. Nimeni nu te-a luat cu forța. Și alegerea pe care tu ai făcut-o ține cont de câtă cunoaștere ai, cât de bine te cunoști, cât de sincer ești tu cu tine ca femeie, ce vrei tu de la un bărbat. Și atunci bărbatul care apare în viața ta și tu ai ajuns să-i spui da, este alegerea ta. Dacă astăzi îl blamezi, îl înjuri, îl blestemi, vorbești urât despre el, tu dai de fapt în tine, în feminitatea ta și până la urmă în cunoștințele și în inteligența ta. Adică la fel poți să transmit un mesaj și pentru bărbați, că orice bărbat care vorbește urât despre femeia cu care el a fost, pe care a iubit-o și care a stat cu ea și a avut grijă de el, în momentul când vorbește urât despre ea, vorbește de fapt urât despre el în concluzie, pentru că atât ai putut tu să alegi și asta ai știut tu să atragi în viața ta și la asta te-ai uitat. Și asta oricum e o treabă generală. Indiferent că vorbim de o relație amoroasă sau strict relații de prietenie sau colegialitate. În momentul în care ajungem să vorbim urât despre cineva, într-adevăr vorbim urât despre propria persoană. Da, tu ai ales acel cerc, acolo ai intrat, nu trebuie să dai vina pe nimeni, nici pe tine până la urmă în mod special, ci poți doar să-ți dai seama că atât ai știut, atât ai cunoscutul în acel moment și dacă astăzi ți s-au schimbat ție viziunile asupra vieții, nu este vinovat nimeni. Și nici măcar tu în concluzie, ci poți să te gândești că gata, ai ajuns la alt nivel și știi că îți dorești altceva. Cea mai frumoasă prietenie ești cu care, cu cine e? Cu cine? Cu bărbatul sau cu femeia pe care tu ai iubit-o. După ce ai fost cu ea, să spunem, și s-a terminat, e cea mai frumoasă prietenie care poate să apară vreodată, pentru că v-ați cunoscut pe toate planurile, da? Și o prietenie sinceră acolo, dacă și va rămâne. Și crezi tu că într-adevăr se poate rămâne cu cineva cu care, pe care l-ai iubit? Foarte mulți oameni spun că nu. Totul se oprește în momentul în care v-ați despărțit pentru că a fost
iubire, de fapt? Marea majoritate, 99,9% din tot ce se vede, doar așa, dar se vede, efectiv, poate să fie și o iluzie, se vede că nu. Dar în intimitate poți să-ți dai seama că ea poate mai poartă o discuție cu fostul ei soț și se respectă și își vorbesc, măcar pe plan mental, da, prietenie, pe plan emoțional îi mai împărtășești ceva sau pe plan fizic totuși mai au o afacere împreună. Pe toate cele trei planuri foarte rar, dar e cea mai frumoasă prietenie când poți încă psihic să mai colaborezi, emoțional și fizic mai facem ceva împreună. Eu consider că România poate încă este greu, dar în alte țări și în alte culturi, să spunem așa, tot care se aseamănă cu ale noastre, într-adevăr poți să mergi și de mână la divorț, să semnezi și să mergi să bei și o cafea. E, ar fi frumos așa. Suada, eu am pregătit o piesă despre iubire. Așa. Se numește Acasă, o cântă Feli și îi dăm un play, iar după aceea o să aflăm câte ceva despre orașul nostru printr-o scurtă incursiune istorică, dar rămâneți alături de noi că ne întoarcem și aflăm mai multe despre expresiile chipului. Cine ne minte și cine nu, rămâneți pe frecvența. Oh, 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 oh. Radio Brașov. Pe Anna Kendrick am avut o difuzoare cu piesa Capsă, iar noi ne-am întors, am discutat despre feminitate. Am discutat despre prietenia dintre o femeie și un bărbat, că se poate avea o prietenie după o relație, după o iubire. Acum, eu zic să discutăm puțin despre chipul omului. Lucru de care tu te ocupi de mult timp și colinzi practic țara ca să ne înveți exact cum să citim, ce să citim, când să citim. Corect. Spune-ne tu mai multe despre citirea chipului. Pentru că suntem la radio, ar fi cumva, într-un fel, mai dificil să vorbim despre anumite trăsături și simbolistica lor. Și pentru că am ales să mai discutăm și despre partea cealaltă legat de cum poți să citești omul, că te minte sau nu, da? Se poate analiza omul, evident, și după microexpresii sau după limbajul trupului. Acum, comunicarea este compusă din 55% limbajul trupului, 38% variațiunile vocii și 7% cuvântul. E, în momentul când noi știm că 38% te poate descrie pe tine cineva sau poți să identifici un tipar comportamental după variațiunile vocii, noi suntem la radio acum, da? Poate oamenii nu mi-au văzut chipul, da? Poate nu știu cum arăți sau nu știi cum arăți, dar după voce tu poți să îi creionezi chipul unui om chiar fără să-l cunoști, imaginându-ți oare așa o voce, dacă e așa cumva mai dură, mai rar, vorbește, probabil că e un om mai înalt, o femeie cumva mai împunătoare și oamenii care au, să zicem, rezervări la anumite hoteluri, dând un exemplu, și vorbesc des cu o recepționeră și tot cu aceeași, deja auzind deseori vocea acelei femei, încep să-i creionezi chipul, nu? După vocea pe care o are. Și atunci se poate citi omul și numai după voce, după debitul verbal, variațiunile vocii, tonalitatea vocii. Directitudine? Da. Și evident și cuvântul este foarte important, acei 7%, dar în funcție de cum folosești variațiunile vocii. Și acum, să luăm așa puțin. Un om care vorbește foarte repede așa, sare de la una la alta, foarte rapid așa, și are și o voce așa mai pițigăiată. Poți să ghicesc eu? Și sunt femeile așa cumva foarte rapide, imaginează-ți, este mică de statură sau mai înaltă? Micuță. E mai micuță sau mai rapidă sau are ceva închieturi mai subțiri sau are o privire cumva sigur expresivă sau ochii cumva mai bulbucați, da? Dar poate are foarte multe de spus. Dar nu vorbim acum, încercăm să-i creionem o fizionomie după voce, o luăm viceversa, pentru că nu avem un televizor ca să arătăm sau niște imagini, facem invers, da? Dar dacă au doamnele așa o voce, că foarte multe femei se îndrăgostesc de vocea unui bărbat și foarte mulți bărbați adoră o voce așa cumva mai caldă, cum are, de exemplu, Tina Turner. Unii, da, să spunem, că gusturile nu se discută, evident. Dar după voce poți să-ți dai seama ce fel de chip are. Întotdeauna o voce așa mai groasă, mai impunătoare, care vorbește mai rar, face pauze mai lungi. Deja îți imaginezi un bărbat care are o fizionomie cumva mai pătrățoasă, adică are mai mult testosteron, are niște sprâncene cumva mai groase. Sigur trebuie să fie un bărbat așa cumva care se simte foarte alfa. E, și uite ce frumos poți să creionezi chipul după voce și se potrivește foarte bine chipul cu vocea. Întotdeauna un om care are o voce mai caldă, mai rară, în general are o privire mai fixă, nu clipește atât de des.
fizionomia lui este mai impunătoare, pomeți mai proeminenți, fie că e femeie, fie că e bărbat, buzele sunt ușor mai săpate, nu sunt atâta de cărnoase. Asta așa în linii mari, creionând un chip. Pentru că eu analizez trăsăturile faciale, dar nu după voce. Evident, da, că iau fiecare fotografie sau le predau cursanților mei să învăț cum să analizeze chipul, să creioneze tiparul comportamental. Și am observat că oamenii care au foarte multe alunițe pe gât, dar foarte multe alunițe așa, pe gât. Hai să vedem, hai să vedem, aflu ceva azi, așa, să vedem. Au o voce foarte cristalină, așa. Și au un mod de a se exprima oricumva așa mai grav sau au așa cum un entuziasm acolo, dar e foarte multă tendință cristalină în voce, un fel de speranță se aude acolo, dar combinată cu durere. Pentru că acele alunițe, în tradiția chinezească, reprezintă anumite blocaje, dacă sunt alunițe care ies în evidență, nu sunt la nivelul pielii. Dar acele alunițe îi conferă o informație acelui om să aibă mai multă grijă de gâtul său sau să aibă grijă ce spune în general oamenilor din jurul său sau poate să întâmpine greutăți și dificultăți în a-și exprima propriile sale dorințe, gânduri sau emoții. Poate să aibă blocaje la nivelul expresivității, eu știu, emoționale prin vorbă. Și astea sunt câteva indicii legate de alunițe. Alunițele întotdeauna amplifică descrierea unei trăsături faciale. De exemplu, alunița așezată pe pomeți, da? Pomeții. Da, da, da. Așa, întotdeauna pomeții reprezintă ambițiile și mândria unui om. Cu cât pomeții sunt mai proeminenți la o femeie sau la un bărbat, că sunt osoși, de exemplu, cum are Angelina Jolie, sau mai cărnoși, cum are doamna Hillary Clinton, că-s două tipuri de pomeți, orice aluniță așezată pe pomeți amplifică această ambiție, mândrie, vanitate și chiar putere. Orice om cu pomeții preeminenți are foarte multă putere în fața celorlalți. Nu te poți pune cu un om cu pomeții foarte proeminenți. Femeile cu fălci bine definite, da, care are mandibula maxilarul foarte bine definită, zona asta inferioară a feței și cu o bărbie foarte proeminentă, sunt foarte hotărâte. Sunt de obicei femei lider sau bărbați lider. Foarte mulți președinți au fălcile bine definite, de exemplu cum avea George Bush, da, sau chiar și actualul nostru președinte. Fălcile acelea bine definite arată autoritate și determinare. Acum, oamenii aceștia nu se pot integra undeva să lucreze ca și angajați, totdeauna trebuie să-și creeze propria lor echipă. De la mic la mare, poate să fie un om al străzii, să zicem așa, tot ce va fi acolo, el va fi șeful străzii cu acele fălci. Revenind la alfa. Da, la alfa, da. Și femeile cu aceste fălci bine definite și dacă au și un nas mai bun, mare, proeminent sau osos, pe care deseori femeile nu și-l prea suportă acel nas cu mare, de exemplu Barbara Streisand sau Meryl Streep. Sau da? Roxana Ghionea, aici de față. Sunt femei lider, femei care întotdeauna vor face carieră. Nu degeaba nu și l-au operat acele femei, dar într-adevăr se impun foarte mult și foarte repede în fața celorlalți și poate să facă carieră cu un astfel de nas pentru că este semnul liderului. Dacă veți merge vreodată la Iași, la Palatul Culturii acolo și vă veți uita la cei mai toți conducătorii țării noastre, sunt puși în ordine cronologică picturile lor și acel nas așa aquilin, sau mai bine spus aici sus, osul este foarte proeminent. Și urechile foarte bine dezvoltate reprezintă întotdeauna sânge albastru sau de ordin regal, de exemplu cum are și prințul Charles și prințul William sau regele nostru Mihai. Aceste urechi mari arată că provine omul dintr-o viță nobilă și urechile cresc până la moarte. E, și o combinație de fizionomie cu nas mare, osos și fălci bine definite și urechi mai mari arată foarte mult curaj. Un om cu care nu te poți alia altfel decât dacă vei fi de acord cu el și care își creează propriile sale echipe sau soldați, ca să spunem așa. Dar ce facem în momentul în care, de exemplu, uite cazul tău, că tu citești toate aceste trăsături și îți dai seama de cum e o persoană, ce faci în momentul în care persoana respectivă are o operație, o rinoplastie și a operat urechiușele, de exemplu, și a mărit buzele? Se studiază prin deducție. Adică în momentul când analizezi un chip complet operat, poți să-ți dai seama, efectiv, prin toate trăsăturile pe care le are, cine este el așa cum este, pentru că îi se modifică personalitatea. Dar e ca și cum și-a luat acea femeie o rochie pe ea și nu mai poate da jos niciodată. Și un chip complet operat, la un moment dat ajunge să aibă tulburări de personalitate. Lupul schimbă părul, dar năravul, ba, îi poate crește stima de sine dacă și-a făcut cu gust, dacă și-a modificat nasul și nu se vede discrepanța mare, dar niște urechi mari care au fost depărtate de cap și apoi refăcute, un nas mare făcut mic și buzele extrem de umflate, vezi că e ceva tipic. După buze e una singură, sincer îmi dau seama că sunt făcute, pentru că buzele cărnoase natural au riduri pe ele.
Okay. Au niște șanțuriduri. Și cele care sunt făcute arată așa ca un mini balon umflat. Eu nu sunt contra operațiilor estetice, eu ofer și consultanță în acest sens, dar făcute cu măsură și cu gust, pentru că pe unele femei le ajută. Dar trebuie măsurate în concordanță cu fizionomia lor, cu buzele mici pe chipul unei femei care le are săpate sau nu se văd, făcându-și niște buze extrem de mari, va arăta ca o cireașă, că alte expresie nu am, pusă pe chipul ei, nu se va completa cu fața și se simt de obicei mult mai emoționale. Sunt femei foarte hotărâte, cele cu buzele subțiri, care nu se văd. Femei care nu pun atât de mult preț pe exprimarea sentimentelor și în momentul când își face acele buze, la nivel subconștient, a înregistrat foarte multe femei la nivelul subconștient pe stradă, acele femei cu buzele cărnoase și acele femei sunt mai emoționale, mai deschise, au nevoie de căldură sufletească și ea și-a făcut buzele, da? Arată bine, dar va începe să emoționalizeze fără să-și dea seama de unde m-au apucat pe mine acum aceste stări, dar repet, acele buze făcute excesiv. Nu acele mici operații care evident arată bine și crește stima de sine și chiar recomand uneori în momentul când chiar nu te poți simți bine în pielea ta. E ca și cu dinții, da? N-ai o dantură perfectă, nu arată bine, nu ești încrezător în tine dacă nu ai o dantură cât de cât acolo să poți zâmbi. Și odată ce îți faci dinții, deja iese din tine ce? O latura ta care de mult dormea acolo și anume jovialitatea, veselia aceea din tine, că te simți încrezătoare, nu că ți-ai făcut dantura. Ele, la fel se întâmplă și cu acel nas și cu acele trăsături, dar repet, cu măsură și cu gust. Se poate citi omul și așa, pentru că îl vei citi după ceea ce el avea în el, dar nu și-a fost exprimat acea latură. Dar când chipul tău este atât de impunător, oricum își va expune acea latură asta, că oamenii se raportează în primul rând așa la el, ca și cu un lider. Ceea ce trebuie oamenii să înțeleagă e că în momentul în care își fac o operație de genul, să fie atenți la mai multe aspecte. Da. Eu am pregătit câteva întrebări pentru tine legate de Brașov. Sunt ușoare. Ia, o să începem, ok? Okay. Ce îți place cel mai mult la Brașov? Totul și oamenii, dar și localizarea, că este în centrul României și este foarte ușor și pentru mine să mă întâlnesc cu toți oamenii cu care am, dar cel mai mult îmi place peisajul, munții și clima de aici. Așa cum e uneori foarte frig și altădată e foarte plăcut, niciodată nu o să pot defini ce. Pentru mine este un oraș magic și le spun deseori și oamenii care mă cunosc știu asta. Pentru mine, nu știu, îmi inspiră ca și o altă lume în care mă întorc cumva în timp și mă întâlnesc cu mine. Eu sunt din Timișoara deloc, dar plec foarte mult prin țară și pentru mine Brașovul devine un oraș de poveste. Care este locul preferat outdoor din Brașov? Piața Sfatului, acolo. Povestește-mi o întâmplare funny din Brașov. Prin ce peripeții ai trecut? Am zburat peste Bucegi iarna trecută. Cred că erau peste 2000 de metri înălțime, peste munți, la minus 20 de grade, cu un avion dintre acesta de agrement și a fost cea mai frumoasă experiență, pentru că am încercat să-mi înving o teamă de înălțime și am ales și o perioadă în care se vedea și zăpada pe munți și era așa de sus și era extrem de frig, minus 20 de grade, am ales să zburăm așa și a fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată aici în Brașov, pentru că aici s-a întâmplat prima dată să am curat să zbor și m-am dat și cu parapanta și cu toate lucrurile pentru care eu consideram că n-am să le pot face vreodată, pentru că era vorba de înălțime sau teama de înălțime. Mi-am învins-o prin aceste activități făcute aici. Am citit undeva că, de fapt, nouă nu ne e frică de înălțime, așa, ci ne e frică de ce am putea păți dacă o să cădem. Probabil că asta e, exact. E bine, Suada, îți mulțumesc foarte mult că ai venit aici la Radio Brașov. Am ajuns pe final. Invit oamenii, dacă vor să mai vadă exact, mâine o să am și seminarul Tainele Feminității aici în Brașov. Poate să intre pe site pe www.suada.ro și acolo vor afla toate detaliile. Sau pe pagina Facebook. Ta de Facebook, Suada. Și invit doamnele, că e exclusiv numai pentru femei acest seminar Tainele Feminității care va avea loc mâine aici în Brașov. Bine, îți mulțumesc din nou că ai venit aici. Te mai așteptăm cu mare drag când vii la Brașov, ne anunți.